Ține microfonul mai aproape. Și vorbește mai tare. Puteți vedea site-ul de data cu toate proiectele firmei, având în vedere că este un domeniu ofițer bine și consultanță în afaceri, nu se prea discută, că sunt puține articole pe care, nu știu, să se dau peste 10 comentarii. Una treabă, dar Și am observat până acum. Dacă sunt pe o pagină și ai meniu de sus, deci pagina pe care ești acum, monitor pe care acum ai destul de larg. Dar dacă n-ai pe homepage, meniul de sus se încărca foarte, cu o lungime foarte mare și conținutul era cumva centrat. Aș face ca meniul de sus și conținutul să aibă aceeași lățime. Deci era problema pe homepage, da? Ok, o altă parte. Era meniul de sus era mai larg față de conținutul de mai jos. Apoi ai foarte multe in-build-uri, chestia pregătoare, vrei să cumpere cercetate, se mișcă, ai textul ăla care se mișcă, ai global test. Ai foarte multe lucruri care se mișcă, se învăță, poți să ai una, poți să ai două, dar dacă ai foarte multe, îți trage atenția și nu mai lasă și trece. Aș reduce lucrurile care nu sunt cu adevărat importante la minim. Apoi pentru că ai să ai cu mai multe limbi, asta e un lucru foarte bun. Cam asta aveam într-o dată de zi. A, și am văzut multe, erau chestii de genul cu cheie, cu link, făcut link la pagina respectivă. E foarte ok ca SEO, dar ca utilizator din link, ar trebui să văd text normal, text. Deci eu îmi dau seama ca utilizator că tu încerci cumva să mă gândesc cu lucrul acela. Fără textul să pare natural, să fie să intru pe site-ul tău și să văd un text natural scris pentru oameni pentru roboți, ca ai ideea generală. Și evită să faci reclamă la lucruri de pe site-ul tău. Deci, cum îți închipțesc firma, cum cauți cumpărători. Deci, nu ai nici să faci reclamă la site-ul tău. Sau dacă faci, să faci într-un mod mai subtil, cu bannere și nu, să nu faci ceva deranjat. Ai zis mai devreme că că să nu pună pic de cheie la... Poți să-mi arăți exemplul că n-am înțeles? Deci era o pagină care avea vreo 4 sau 5 pic de cheie. Prima pagină, cred. Mai jos. Mai jos. Și mai jos. Uite, deci pagina asta cum ui la ea, văd că e ceva... Da și mai jos. SEO e foarte ok, da? Ca SEO și foarte ok, cum merge o să aprecieze, e un text cu link. Dar ca utilizatorul din link, încerc să-mi dau, cred că-mi dau seama că nu încerc să-mi vin ceva și poate să fie deranjat. Poate... Vezi? Da? Deci, cum aș face o test în primul rând pentru oameni și în al doilea rând pentru oameni?
Joomla. Da, nu este... Da, merg. Doar că nu este tot site-ul. Este doar o pagină cu cele mai importante informații și o pagină de contact. Care este rolul sau care... De ce ai făcut aceste versiuni? Cine caută înființări de firme din altă țară sau ceva de genul și vrea să-și facă în România o firmă, da, să ajungă la noi. Da, știu. Nu. Ideea era cineva care caută pe Google înființare de firmă în România, da? Un american. Da, nu. În google.com. Ok. Și se poate să iasă... Da, cu control niciodată nu avea șansă să ieși cu Google.com. Google Maps și-a localizat Google.com. Soluția este următoarea. Trebuie să ai niște un domeniu.com pe care să-ți pui site-ul și variantele în limba engleză, în limba română, în limba așa, se replică sub domeniu. De exemplu, de.lalala. Am înțeles. E foarte bine și am uitat la site-ul trecut să vorbesc despre să punem accentul pe site-ul. Și nu doar site-ul.html. Insistați și faceți, există tot felul de generatoare, site-ul să fie de forma XML. Sau acel url list.txt pentru ea. Se indexează și pentru și la Google merge. Manual. Da, am o listă cu domeniul la care se facă ping, în momentul în care se publică un articol. Da. Și poți să dai asta în cazul în care n-ai ceva pe blog. Da. Nu vreau să intru prea mult în detalii. Pe ansamblu îmi place și ideea de a pune link-uri în textul paginii. Este foarte ok ca să și vădesc asta pe interesant. Exact, vrea... cuvintele cheie, da. Am înțeles. Okay. Și încă o întrebare. Jos de tot. Am un modul care promovează, mă rog,
site-urile, da? Mă afectează cu ceva, adică nu pun link-urile, să zic, în sidebar sau așa, și le pun aici și omul dă click. Nu. Vorbesc de chestia de jos. Sinceră să fiu, aș prefera și așa ar fi bine să pui link-uri către paginile care conțin cuvintele tale cheie. Nu pune altceva. De ce? Pentru că e bine ca link-urile tale să fie sus, da? Deci în topul paginii și în footer. Nu înțeles. Sunt mai multe. Da, da. Există mult mai mulți factori de care trebuie să țineți seama, dar pe la ansamblu e, trebuie să e ok, trebuie verificat dacă e corect și așa de parte, dar are și mai legat de varianta mai multe link, cred că e ok cum e acum, trebuie să adresezi celor din SUA care caută în SUA din țară firmă. Cred că te adresezi celor din SUA care venit în România și caută pe RO în țară de firmă. Dar cauți un site. Dacă ai un query în limba engleză sau în limba germană sau în limba spaniolă la DRO, chiar dacă e în altă limbă, el va tinde să favorizeze site-urile din România care sunt în limba respectivă. Este ciudată, dar așa se întâmplă. Poate să de asta. De asta nu știu dacă aș face neapărat un domeniu.com sau cu alt... Pentru căutările... Cred că pentru căutările în limba engleză a unor persoane care se află în România, e ok varianta cu noi. Eu am mai făcut o plimbare și cu site-ul ăsta mai demult, n-am stat prea mult, recunosc. Eu aș sugera să-ți faci niște intrări către concurență, aș zice. Spre exemplu, eu sunt moderator la un site de vedere afacere.ro. Îmi dau și eu părerea pe acolo despre afaceri. Și de bine ce am lucrat pe acolo, mă ocup moderator. Ei, dacă ai venit acolo și te înscrie în forumul ăsta, acolo și ți-ai dat câteva, ți-ai dat și tu cu părerea despre afacerile care se vorbesc acolo, ai putea ușor, ușor, așa să stricuri către un link, către tine, către aia, domne, cine e interesat de, să-și facă o firmă, uite, acolo e. Totuși, pe forum nu sunt o forum, toate altele nu. Depinde de forum, depinde ce acceptă administratorul. Și administratorul ce acceptă o reclamă, dacă e de bun simț. Am încercat și eu șmecheria, dar să mai spun pe una cu alta, ca să crească și mie traficul și, în primul rând, dacă au scos toate link-urile, normal, oamenii care au intrat să facă. L-am intoxicat și eu pe unul, pe la fel, și m-a banat singur, pe bună dreptate. Așa. Nu, doar au scos, n-au banat pe nimeni. Și altă sugestie, aș zice așa, pentru începători. O chestie aici, într-un fel, te adresez către profesioniști sau nu știu, către un om de afaceri care vrea o firmă mare și mai departe, dar dacă te vei adresa către începători, către ăla de 18 ani, studentul sau nu știu cine care vrea să înceapă acum un business, ai avea mai mult succes, zic eu. Ușor, ușor așa, și să-i dai posibilități ce înseamnă o firmă, ce înseamnă un SRL, ce înseamnă un ESAU și nu știu ce, poate ai, nu știu, n-am stat prea mult să studiez, dar asta dă-i. Îmi place chestia acolo, vrei să vinzi o societate sau vrei să-ți faci o societate. Eu prima dată când m-am dus pe site-ul ăsta, am dat click acolo, că vreau să fac. Boha, nimic. Deci m-ai pierdut pe mine. Când folosești o expresie de asta cheie sau o expresie cu impact, dă-i omul imediat. Omul, bine, vrei să-ți faci, uite, vrei să-ți vinzi o societate. Bun, am să scap de aia. Pat, dădeam click acolo. Trebuie să mă duc mai jos, să caut, nu știu ce. Trebuie rapid așa să-l prinzi pe om. Aici se devine altceva, știu că în momentul în care creează un site,
la ce citește. Depinde de cum targetezi, nu de la domnul. E foarte simplu, că ne pus aici tot de la Google Analytics. Începi să vezi după două săptămâni, vezi unde se face click, unde se face click. Atunci vei ști foarte clar, ai o imagine foarte clară la optimizare. Ce trebuie să optimizezi? Measure and optimize. Poți și optimizezi. Este simplu, dacă vei pune acolo un link și vedea cu foarte multe persoane vin să dea click acolo, să nu se poate dezvolta acel lucru. Înseamnă că trebuie să oamenii care vrea să vezi să ai data caută. Și spuneai că am spus un lucru, ceva de genul că lumea nu discută, comentează. Da. Metodele de a face site-ul cunoscut este acela de a posta articole, adică să mișe. Există scopuri, dezvoltăm pe piața de un român, este de 45 de euro, pe internet, sau poți să-ți postezi articole, comentarii în site-uri care au legătură cu ceea ce faceți voi. Vei avea acel quality link de calitate care contează foarte mult, dar mă gândesc că totuși ai putea să dai permisiunea oamenilor să comenteze, să întrebe. De ce? Pentru că discatorii scostează sigur, tu ai conținut de la ei. Site-ul este adaptat sub timpul. E foarte important conținutul de la, din afară. Știți? Da. Ține cont de refresh-urile și de conținut cu password, de la decât. Dacă intri pe ziare, revista presă, te duci, nu știu, pe ziare, sigur în orice ziar, electronic, găsești ceva despre afaceri. Tu te citești articolul și dă-și tu părerea acolo și spune către tine acolo, către tine. Și ușor, ușor, s-adună și vede că ești un om activ și devii interesant pentru internet. Dacă la servicii te referi sau? La link de sus, la link din top. Scuze-mă, la meniu din top. Așa. E important să nu te puteți cu JavaScript. Nu, CSS. Tocmai asta spuneam, încerc să optimizez pentru înființări firme sau înființare firmă pagina de la servicii, servicii înființare firmă sau înființare... Eu mai puneam aici la logo și... Filmezi eu, stai acolo și răspunde, că e mai bine așa, să filmezi altul și să răspundă. Pentru fiecare serviciu pe care îl vinzi. Asta putea fi la nivel, adică să știu
exact am făcut să fac. Eu din prima dure, că eu consum foarte mult sau foarte multe internaționale. Și este o abordare, nu știu dacă, probabil, pentru că dincolo de, dincolo de job-uri suntem niște consumatori fizici, te adresezi unor oameni care, unor oameni cum, indiferent ce caută ei acolo. Ei, abordarea este foarte friendly. Și dacă duci la Big Nokia, e connect with people și sunt niște oameni foarte happy și îți intrumă chestia asta, găsi niște culori atrăgătoare, niște fețe zâmbitoare, oriunde te duci. Orange, bine, există deja în comunicație și vorbim de și de meserie oameni. Dar eu personal din ce am mai citit pe organizare și pe oameni, să le spune chestia asta, încearcă să transmită despre ce fac în ceea ce faci, înseamnă, adică să-i primi o notă plăcută fiecare noastră. Și probabil dacă faci foarte multe chestii și le faci foarte bine, trebuie să-i cerești pe oameni chestia asta, că ești foarte bun și nu spună, sunt foarte bun, sunt foarte... Eu am luat asta și nu, de o abordare mult mai friendly. Eu sunt friendly, friendly. Bine, acum în vedere că vizia nu am de un an jumate, urmează în mai ai ceva ce v-ați adăugat?